Bună seara! Există mai multe feluri de educație pe care trecem fiecare dintre noi în anul vieții. Cel din tâi pe care o știți poate primi este educația și o șapte ani de acasă. După aceea din educația școlii, a liceului, a universității, există școala străzii, a unitatului, dar nu există și o altă școală pe care au parte toți și este școala întâlnirii cu niște oameni care o prezență te ridică deasupra ta. Foarte important în viața mea să te instruiești într-un mod neteoretic este să dai peste niște oameni fără o intensitate lăuntrică, te scoate din condiția mediocrității tale. Este un lucru esențial. Spune pe cine ai întâlnit în viață ca să spun cine ești. Ai întâlnit oameni ieșit din comun, mișcându-se pe orbita spiritului înaltă, atunci și tu te afli în altă dreapă. Dacă, în schimb, anturajul care te-ai mișcat a fost unul moale, călicel, corupător și meschin, atunci tu ești oglinda acelui anturaj. Norocul meu este că am avut prilejul să prind în viață zeci de distruși politici. Și, în mare, cartea aceasta nu este o carte scrisă dintr-un bol, dintr-o ambiție livrescă, doar ca să-mi dă numele de o carte. Am scris această carte plecând de la imaginea, de la memoria acelor oameni și din comun pe care am întâlnit și toți acei oameni erau deținuți politici. Câțiva dintre ei au fost partizani. Cel mai bine la care mă gândesc este Gabriel Tamanuc din satul Sucerița, din Bucovina. Am prins în viață un om care a stat 6 ani în munți și după aceea încă 9 ani în pușcărie. Omul acela a fost cel din zi personaj al cărui prezență m-a scos din condiția mediocrității și a rutinei mele. Și atunci am înțeles că există o stofă umană pe care nu poți scăpăta dacă ai trecut prin situații limită în viață. Ceea ce se întâmplă cu noi astăzi, virtutea dragului comod în care ne complacem, este că nu avem stofa aceea de trăire, de intensitate, resortul acela de lucruri pe care îl avea acei oameni care au pus în situații limită. Este întrebarea care mi-a pus-o mereu, ce măsură în condiții de confort poți propăși spiritual, oricât poți ca în sine, oricât de mult ne-am supune ascezei, nu cred că noi vom putea atinge pragul acela spiritual, la care nu ajunge decât cu prețul unei suferințe atroce. Și după acesta am înțeles gândul pe Gabriel Tamanuc. Tocmai de aceea vă spuneam că regula pe care poți judeca un om este spune de cine ai întâlnit în viață ca să spun cine ești. Asemenea, oameni te scoteau pur și simplu din rutină. Te scoteau din acea complacere comodă și virtuală de sine în care trăim ca fiecare dintre noi de-a lungul vieții. După Gabriel Tamanuc au venit alții și alții. Al doilea nume pe care nu o există pronunț este Mircea Nicolau, 28 de ani de pușcărie, absolvent de filozofie în perioada interbelică. După 21 de ani, când am cunoscut, el avea 90 de ani, am prins în ultimii 7 ani de viață. La 90 de ani, omul acela avea o tinerețe și o vigoare lăuntrică pe care eu, atunci, la 30 și ceva de ani, nu o aveam. Mă uitam la el, cum puteam înfrâna admirația, întrebându-mă ce rețetă a avut acest om pe care, aplicând-o, să se prescrie în acela doar tare și vibrator. Mircea Nicolau, pur și simplu, emana ceva. Eu n-am virtuți parapsihologice sau magnetice sau mesmerice. Mesmerice înseamnă magnetic. Nu pot depista parapsihologic sau suprasenzorial spiritul. Totuși, în prezența lui Mircea Nicolau, simțeam cum ceva iradiază din el. Era o iradie firească, pe care îi privi, în felul în care se mișca, în felul în care se întindea mâna, în felul în care pronunța cuvintele, pentru că avea o dicție interbelică pe care mi-a pierdut-o.
sintaxa retorică pe care o folosea cu foarte multe bucle, digresiuni, dar știind tot timpul se toată când a plecat, sintaxa aceea nu mai împlinea în zilele noastre, nici la intelectuali cu virtuți oratorice. Mircea Nicolau dospea ceva de esență tare, de esență spirituală. Și, cum vă spuneam, întrebam prin ce a trecut omul ăsta de a ajuns să realize pe oameni. Prin ce trecuse cei 21 de ani de fostărie. Cu el am fost prima dată la Fortul 13 din Jilava, nu fusese niciodată acolo. Mi-a fost foarte greu să duc acolo pe Mircea Nicolau, pentru că în perioada aceea nu existau constrângeri în privința accesului la Fortul 13, am ajuns acolo, nu mai recunoștea locurile și mi-a spus, aici la Jilava am stat puțin, doar 5 ani de zile. Iar eu m-am tremurat. Restul făcuse la Iud, la 21 de ani. Cheia iradierii sale spirituale este pentru o suferință cruntă. Se suferă atâția ani de foame, fric și s-a dus un om cum se povestește în detalii mizeria cruntă, fiziologică. Nu știu ce detalii să vă dau. De pildă, deseori se întâmpla când își făcea nevoie să stoarne tineta. Și atunci, cu mâinile goale, trebuia să pună din nou tineta, care era plină în momentul care o spunase, să pună materie fecală. Asta făceau ce deținut atunci când răsturna tineta. Vă dați seama ce înseamnă să stai în momentul de alții închis luni de zile, să nu poți să-ți faci nevoie acel oameni. Eu, în locul lor, aș fi clacat psihic în câteva zile. Ei, din potrivă, ei crescuse, tocmai din cauza acestei suferințe, crescuse în resort interior de tot din credințe. Nu au existat în pușcării cât cei care au avut acest filon de credințe. Intelectualii laici, cei pentru care rațiunea era busola vieții, acei oameni s-au prăbușit mai devreme sau mai târziu. Pentru că doar părăria logicii și a rațiunii, atunci când ești pus în situație limită, nu poți să răspii. După Gabriel Adamaniu, Mircea Nicolau a fost cel de-al doilea om care a început să-mi dezvolte această schema a cizelării spirituale pentru o suferință cruntă. Drama este că suferința dacă cade pe o stofă proastă, îl amortizează pe om mai mult decât era deja domitocit. Când suferința cade pe o stofă nouă, și aici lucrurile nu sunt democratice, nu sunt filantropice, trebuie să ai o stofă venită într-o predispoziție, pe de o parte genetică, privită de algoritm, și pe de altă parte o predispoziție, o inclinație pe care a căpătat-o sub înrurirea anturajului în care a trăit. Dar îndeplinește aceste două condiții, predispoziția genetică și apoi inclinația dată de un anturaj nobil, atunci când ești pus în situație limită, suferința te cizelează, te nobilează. Îți dă un ștaif, îți dă o finețe. O finețe pe care nu au prescris în biblioteci, nici vă sunt 10 limbi și nici încăpătând jucul de titlul de doctor. Toate aceste trăsături sunt ține palmares de carieră. Dar pe dinăuntru, ca să capeți această finețe, trebuie să îndeplinești aceste două condiții, predispoziția genetică și influența mediului și, bineînțeles, lucrul pe care nu dorește nimeni, condițiile atroce de suferință. De la Mircea Nicolau am trecut din om în om, pe la mulți alți deținuți politici, pe vremea aceea căutam să înțeleg perioadele perfecte din biografia lui Noica, pe Mircea Nicolau chiar fusese coleg de facultate cu Noica. Așa că Mircea Nicolau mi-a înfățișat prin propria cură mărturia lui despre perioada interperică. Când citim cărțile de istorie despre perioada interperică, o să care avea fiare, ne dăm seama că în mare parte acea istorie este măsurită. Este înfățișată cum? Din
învingătorului. Totdeauna istoria este scrisă de învingător. Nici animalul a făcut parte din tabăra învingitor, dar nu are interpretarea istoriei. Ei, interpretarea aceea este mare parte din interpretarea autentică ce corespunde adevărului istoric românesc. Dacă nu aș fi întâlnit oameni ca Vincea Nicolau sau ca și fata Manuc, aș fi fost un om ușor manipulabil. Și aș fi fost un om care aș fi mințit foarte ușor toate clișeele pe care le-am auzit astăzi despre perioada interbelică și în genere despre istoria trecutului. Sunt reguli elementare psihologice pe care le auzim și le uităm. Una este cine stăpânește interpretarea trecutului, va stăpâni prezentul și în același timp viitorul. La fel, cine stăpânește limbajul, acela îi poate numi pe oameni foarte ușor. Nici ani în coloră ca prima, tot fata Manuc, nu puteau fi manipulate. Ei nu erau niște cărticei, niște cârpe umane, pe care se poți împinge într-o direcție sau alta, după cum dădea vântul. Erau opusul a ceea ce astăzi se numește omul oportunist, omul de scurtăreț, ambuscatul. Ambuscatul înseamnă care se descurcă în orice situație și este la lumină. Ei nu știau să fie oportuniști. Pur și simplu. Ei, când întâlnești aceia cei oameni și compari ei cu tine și îți dai seama că te ești o altă orbită, una mult mai plecată a Spiritului, dacă ai câte de cât fel îți dorești și tu la rândul tău să fii ca ei. Și tot timpul mă întrebam, Doamne, aș putea să fiu ca ei sau n-aș putea să fiu ca ei? Pentru ca să fii ca ei, trebuie să treci prin acele situații crunte. Noi nu trecem prin așa ceva. Dar asta nu înseamnă că nu s-ar putea ca într-o zi în istoria Europei așa cum ne lucrurile, să nu ne lovim din nou de aceeași împrejurări drastice. Cum spunea și Părintele Corbea, noi nu vorbim despre deținuți politici, despre matrici sau despre partizani, în virtutea unui bol elegiac. Cădem așa într-o melancolie visătoare și închinăm niște imnuri turcece, amintirilor oameni de mult răvărsați. Nu, dacă vorbim despre ei, vorbim despre niște modele care ne contaminează în sens bun. S-ar putea ca într-o zi, acele modele să ne inspire un comportament asemănător lor, dacă Uniunea Europeană merge pe aceeași linie a Constituției Bisericii Creștine, care este evidentă, pe aceeași linie a Noului Islam care vine peste noi și va veni peste noi, și atunci, în aceste împrejurări, corectiune politică, val islamic și persecuția bisericii creștine, în intersecția acestor factori, pot apărea acele împrejurări drastice, când la fel le vom fi puși în același context crunt ca instituții politici. Și atunci, despre Vincea Nicolau și Gabriela Tamari, nu o să mai vorbim la trecut, ci vor fi, cum să zic, predecesorii noștri care ne-au inspirat o forță interioară. Eu așa i-am perceput ca pe un model pe care nu l-am găsit nici la părinții mei, nici la educatori, nici la coordonatorii universitari. În acești oameni exista o forță interioară pe care educația intelectuală nu ți-o dă. Este o separație radicală pe care am intuit-o pe propria mea piele, ceea ce vă zic că ei nu sunt considerații teoretice. Este ceea ce am înțeles eu stând lângă ei. Dacă nu i-aș fi întâlnit, aș fi fost un liriac, o cătiță, ochii acoperiți, fiind foarte ușor, grație naivității mele, foarte ușor de tăgărit. Erau o solă și, în același timp, aveam un fer seismic în privința istoriei extraordinare. Ei m-au învățat să văd adevărul istoric așa cum nu vedem în plan public și oficial. Pentru că știți prea bine, istoria o scriu cei care au avut pafta de rămâne în vârf și nu s-au reușit. Au rămas plutind. Cartea aceasta este o carte de mărturie venită din lăuntrul meu, plecând din la amintirea lor, dar în pagini este vorba de personaje pe care le-am întâlnit. Pe Valeriu Grafeni nu l-am întâlnit nimeni în această sală.
Antonina, frața Nunțoiu, la fel, Ion Gabriel Burana. Toate aceste personaje sunt protagonistele acestei cărți. Nu este vorba numai despre opoziție regimului comunist, chiar dacă au ajuns la multul și prieteni, dar au murit în mâini sau au fost executați sumar în dată ce au fost prinși. Este esențial acest accent pe care l-a prins și Părintele Gorgă și pe care vreau să-l transmit. Nu ne întâlnim în virtutea unui impuls melancolic ca să omagiem în mod fals și ipocrit niște personaje răposate. Ne întâlnim pentru că ei sunt niște modele de conduită pe care astăzi nu le mai întâlnim și o sursă de meditație pe marginea puterii pe care și-o dă credința. Cei care au rezistat au crezut, toți erau credincioși, la o măsură mai mare sau mai puțin. Dacă tot am pomenit aceste două lume, Mircea Nicolau nu era o structură mistică, religioasă, nu era un alt rugăciune. În schimb, ca Aveva Tamanuc, am notat odată la el, pe vremea aceea, stăteam satul frasă de lângă gura frumorului, și în camera lucrată la mulțit pe care Aveva Tamanuc se ruga minute întregi. Era un om al rugăciunii, al postului, deși fusese partizan și o vârstă oameni. Mircea Nicolau nu. Mircea Nicolau avea o sportă mai tare, mai tare, mai rece. Nu era un idilic, nu era un duios. Era o structură metalică de luptător. Care e fata mea, era un om al cuieșului și totuși amândoi credeau. Amândoi mergeau la biserică. Părintele Gorgon pe care îl văd în sală, cu siguranță că se regăsește cuvintele mele, pentru că deseori ne-am întâlnit în prezența lui Mircea Nicolau la Biserica Gorgon. Asta vreau să vă transmit. V-aș mai spune că tot încercând să mă închipui de ce erau mai buni decât mine și decât tot ceea ce trebuie în viața mea, am ajuns să scrisesc un fel de evoluție interioară pe linie spirituală a Sfântului Corint. Și această evoluție o poate descrie în patru etape. Prima etapă este etapa ascezii. Toți erau supuși unei zeri fiziologice, începând cu foamea, cu frigul, cu părinții, cu ploșințele și apoi cu pârdaile de părere pe care îi durau. Și, bineînțeles, privațiunea de libertate. Ei nu își mai puteau influența programul zilnic. Asta e prima etapă. Asceza. Este o asceză venită din afară, de la el de negociere. Ești silit la un program și te supui. După cea de-a doua etapă, urmează etapa metanoică. Etapa metanoică, metanoică înseamnă schimbare pe dinăuntru, pocăință. În ei se schimba ceva. Ce anume se schimba? Își pierdeau toate criteriile pe care le-a ascultat atunci când erau în viața civilă. Nu mai preocupa care era. Ajungea să nu mai fie frământați de grija zilei de mâine, de grija familiei și intram într-o stare de, cum să spunem, de curtire interioară, când totul se înșeamă o trăire interioară în credință și implicit în Hristos. Unii aveau vocația în rugăciunii de tip bizinas, alții nu aveau. Dar ei începeau să fie adăsut propriu, să dospească pe Dumnezeu. Și aceasta era cea de-a doua etapă. Și a doua etapă ascetică de chintul pest, urmează etapa metanoică, când începi să trăiești înăuntru tău ca să supraviețuiești și nu o faci doar cu amintire din viața civilă, ci o faci adâncind în credința în Hristos. Asta este cea de-a doua etapă a celor care vreau să reziste. Simptomul fiindcare, pur și simplu când aveau griji, nu mai preocupa viața din afară. Intrau într-un trastorn interior, într-un etaj a rugăciunii și a credinței. Și urma etapa a treia, pe care ajungeau mulți, este etapa anastatică. Anastasis înseamnă a sta deasupra ta și sinonim în limbajul teologic cu înviere. Nu era vorba de o fiere propriu-zisă, dar pur și simplu acești oameni nu își depășeau condiția
și din ei începea să răzbată ceea ce l-am descris în cazul lui Mircea Nicolae. Puțin deținut politic au ajuns la etapa, această etapă anastatică, sunt cei despre care mărturile sunt, erau considerați de către colegii de apropiați, sfinți. Cazul clasic, Valeriu Cafeni. Cei care au stat în el la vestite de fapt până la Munceanu, spun că din el emana ceva, grație căruia oamenii, colegii lui, intrau într-o stare de euforie. Cafeni era un lucru bun și totuși le transmitea ceva, în virtutea căruia oamenii aceia erau bucuroși. Cum să fii bucuros în un lucru bun? Ei, asta, în mintea mea, este starea anastatică. Este o transmitere fără cuvinte, racională, o transmitere mistică. Ceea ce este mistic nu poate fi transmis rațional și prin cuvinte. Asta transmitea Cafeni. Se pare că asta transmitea Papa Joc atunci când stătea cu Ianuita, așa cum mărturisește Ianuita. Cartul acesta de anastatic nu a fost multe, pentru că presupuneau o stofă aparte și o vocație pentru lumea aceasta. Așadar, avem etapa ascetică, etapa metanoică, etapa anastatică și ultima etapă este etapa mărturisitoare, în măsura în care au ieșit de acolo. Etapa mărturisitoare este cu simplu de pui mărturie pentru ceea ce ai trăit și nu o face oricum, ci o face în orizontul vieții creștine. Pentru că anumite, tot chinul, tău pare absurd. De ce mă chinui eu azi? Eu trebuie să dau un dezvăluit, o cunună spirituală a acestei diferențe. Și atunci toți mărturisau, spunând, cum spunea Grigore Caraza de la Piatra Neamț, de ce am făcut 23 de ani de pușcărie? Și răspunsul lui era, pentru că numai așa am făcut, numai așa am cunoscut pe Dumnezeu. Deci, oftiți răspuns. Faci 23 de ani de pușcărie, pentru că altfel nu ai fi ajuns la Iisus Hristos și la Dumnezeu. Asta știu de la Grigore Caraza. Acesta este mecanismul prin care eu, omul trăit în mediocritate și o rutină credincioasă, am putut să-mi explic piramida de spirit a acestor oameni. Faptul că au trecut prin patru etape prin care eu n-am trecut și că nici dumneavoastră n-am trecut, acest fapt de trage de patru etape, dă cheia mobilării și așezării lor. Asceza, metanoia, Anastasia și apoi mărturia. Martirul este un mărturisitor. Și atunci, ce înseamnă aceste patru etape? Filipul de Chios sunt cu totul în afară acestor vite spirituale. Și atunci nu pot vorbi despre ca despre niște modele care sper să mă inspire dacă vrea să Dumnezeu ajung și în acele condiții. Au fost cu totul altfel decât noi. Lucrul acesta îl simțeam cu puterea și atitudinii. Erau incomparabili cu mine. Eu nu puteam compara cu ei. Avea la ceva. Eu eram obișnuit cu criteriile sociale, meschine, ipocrite, disimulare, ascundere psihologică. Ei erau cu totul acela, erau cu o plină. Ei, faptul că n-am știut să cultivăm statura ta pe care au trăit imediat după Revoluție, faptul că nu i-am numărat și ne-am pus acolo unde s-a venit să fie rangul meu social, pentru că acesta se răspunde asupra noastră. Dacă noi colectiv avem viața morală pe care o avem, dacă noi avem cultura intelectuală pe care o avem, și dacă avem casa politică pentru care pe care o avem, este pentru că noi n-am știut să ne inspirăm de aceste modele de identitate care ne-a ajutat tuturor în statul social. Dacă politicienii noștri chiar ar fi crezut în cafe, cu memorie sau cu Opostul sau un Ion Iaconescu sau cine vreți voi, ei ar fi avut astăzi altă statură, s-ar fi mișcat altă și ar fi vorbit altă. A fost pe totul mai intelectuală românească, care este o cultură bătută de vârburi, atât de oameni oportuniști, cu niște servituri mai mult sau mai puțin ascunse și comune. Iată unde am ajuns, pentru că n-am știut să ne onorăm o sursă de identitate și de credință ieșită din comun. Și cartea asta am scris-o pentru mine și apoi în amintirea lor, sperând că măcar câțiva deschizând loc și trecând și aflând aceste etape asceza, metanoia,